putință. Bine ați venit, concurenți! Bine ați venit la un nou joc pentru provizii! Avem surprize importante pentru voi aici. Ultima dată ne-am văzut la Consiliu, unde am aflat cu toții, Cristina a fost prima eliminată de către public. Pentru voi e clar, au fost niște zile foarte grele. Ați pierdut doi membri. Primul a fost Augustin, din motive medicale. Al doilea, Cristina, votul publicului. Așa cum v-am promis în Consiliul de Eliminare, avem trei noi concurenți. Doi pentru echipa roșie, unul pentru echipa albastră. Ca să avem un echilibru perfect în continuare. Să-i întâmpinăm pe toți cu încurajările voastre. Numele meu este Cormoș Raul Ionuț, am 24 de ani și o să fac parte din echipa faimoșilor. Sunt foarte motivat și vreau să ajung cât mai departe în această competiție. Mă numesc Ghiță Balmuș, am 27 de ani și sunt din București. Nu mi-este teamă ca să-mi împing limitele, însă orice se poate întâmpla în aceste condiții. Mă numesc Cornel Chirică, am 27 de ani și voi face parte din echipa războinicilor. Mă simt pregătit și abia aștept să intru pe traseu. Voi da tot ce am mai bun din mine. Războinici. Îl avem pe Dumitru Corneliu Chirică, 27 de ani. Bine ai venit, Cornel. Bine v-am găsit. Prezintă-te colegilor mai ales. Mă numesc Cornel Chirică, am 27 de ani, pasiunea mea este fitness-ul, sunt antrenor personal și am venit la Survivor pentru a-mi demonstra capacitățile fizice și psihice și sunt convins că pot să fac față până la final. Bravo, bravo! De partea cealaltă, îl avem pe Gheorghe Balmuș. Bine ai venit! Salut tuturor! Bine v-am găsit! Sunt Ghiță Balmuș, am 27 de ani, sunt basketbalist. Tocmai ce am terminat meciul și am venit la voi pentru a face un alt meci. L-am câștigat. Și am venit la Survivor pentru experiență și echipa roșie să acopere echipa albastră. Avem deja un duel verbal! Ghiță, înțeleg că așa vrei să ți se spună. Așa mă știu toți acasă, da. Ok. În afară de vocea și talentul, ce te recomand? Probabil agilitatea, fiind un sportiv de performanță, practicând mai multe sporturi și oprindu-mă la basket, cred că viteza și agilitatea sunt punctele mele forte. Eu cred că ai venit să și pretinzi un titlu, nu doar să ajuți. Venind de acasă, cu fetele de la basket, doar ce am câștigat titlul de 3-3 în România, deci cu siguranță am venit să iau și titlul de Survivor. Vom vedea, îți mulțumesc, Ghiță. Mulțumesc. Raul Ionuț Cormoș.
Bine ai venit! Bine v-am găsit! Salutare tuturor! Salutare colegii! Bună, Raul! Eu sunt Raul Cormoș, am 24 de ani și sunt antrenor de grup fitness și abia aștept să începem împreună aventura asta frumoasă. Credeți că asta ar fi principala ta calitate în această competiție? Tinerețea? Nu, principala mea calitate cred că sunt abilitățile mele sportive. Făcând sport de performanță, cred că am acumulat foarte multe abilități în anii ăștia și o să mă ajute foarte mult pe trasee. Asta crezi că le lipsea faimoșilor? Nu știu. Nu știu, dar dacă le lipsea, o să-i ajut. O să încerc să-i ajut. Cu ce alte lucruri poți ajuta echipa? Sper cu psihicul meu puternic și cu încurajările mele. Mulțumesc! Mulțumesc! Cornel, ai văzut adversarii? I-am văzut, într-adevăr. Cum ți se par? Este o echipă luptătoare, dar nu la fel de luptătoare precum suntem noi războinicii. Și sunt sigur că o să fim pe timp. Mulțumesc, Kai! Cum ți se par cu echipierii? Super, o echipă foarte frumoasă. De la televizor pare o atmosferă superbă și cu siguranță o să mă adaptez cât se poate de bine. Asta pentru că au câștigat până acum. Și vom câștiga în continuare. Bravo! Cristian, uită-te la Cornel. Va fi de ajutor? Momentan îmi este cu echipier. Mai târziu poate să fie adversar, așa că eu sunt gata de orice. A venit cu un vibe bun, după câte se vede. Cu forțe proaspete, cu siguranță. Forțe proaspete, exact. Sper să aibă stomacul plin, pentru că noi îl avem gol. Și să aducă cât mai multe puncte echipei. Voi doi, cum vă mai simțiți accidentații din ultima perioadă? Eu mai am o mică durere în unele mișcări, dar azi voi participa. Ok. Andy, tu? Eu mă simt destul de bine ca și psihic și moral, doar că faptul că n-am jucat mă enervează, în primul rând, mă frustrează și sunt gata, nu știu, să intru în joc oricând. Chiar dacă nu am rezultatele RMN-ului, să știu dacă e ceva grav, eu aș vrea să joc și așa. Decizia doctorului, înțeleg că a fost ca tu și Claudia să nu jucați astăzi. Da. Și tu te simți rău, înțeleg. Da, nu am energie. Ok. Vom vedea exact ce se va întâmpla astăzi. Vă aduc aminte. Astăzi jucăm pentru provizii. Noi concurenți nu știu cât de importante sunt. Uitați-vă la colegii voștri. Uite cum uit. Și le doresc foarte, foarte mult. Ia să vedem. Haide, domnul Dan. Ce-ai pregătit? Domnul Dan, ce-ai pregătit? Sunt provizii extra față de rațiile voastre săptămânale. Provizii! Orez, făină și ulei! Merită să jucați? Da! Ne-am dorit făină! Foarte bine! Voi, faimoșilor, sunteți pregătiți? Avem un traseu lung azi. Dar azi nu viteza este importantă, ci spiritul de echipă. Traseul este următor. Veți pleca de la start în perechi. Trebuie să țineți targa în echilibru pe targă. De-a lungul traseului vor fi mai multe cuburi, dar doar două trebuie sprijinite pe targă, restul suspendate pe celelalte cuburi. Aveți o primă etapă unde vă opriți și adăugați două cuburi. Treceți apoi peste un pod suspendat, se va scufunda ușor în apă. Un alt obstacol cu 5 cilindri peste care trebuie să treceți. Vă veți opri din nou. Cel din față trebuie să completeze un puzzle și abia apoi va avea dreptul să smulgă cubul suspendat. Și din nou o oprire. Concurentul din față va lua încă un cub și îl va pune pe targă. Împreună veți trece prin labirint, apoi peste două mici obstacole, din nou o pauză. Se adaugă încă un cub. Mergeți cu toate aceste cuburi
la final, la proba de îndemânare. Aici va trebui să construiți două turnuri, veți pune două totemuri pe care ulterior va trebui să le dărmați cu saci de nisip. Atenție! Turnurile trebuie să rămână întregi, în picioare. Doar totemurile să pice. Cine reușește asta, va câștiga un punct. Prima echipă care ajunge la 10 va câștiga proviziile! Demonstrați că vreți să câștigați duelul ăsta. Demonstrați că puteți fi survivor. Pentru că la final, Lino, te rog, continuă tu. Unul singur este Survivor România. Vă las 30 de secunde, consultați-vă, faceți-vă echipele. Suli? Eu pe Vlădău. Eu pe Cezar. Eu pe cine? Palinu. Cornelia pe Mihai. Alegeți. Nu joacă Andy. Nu joacă Andy și Claudia. Și Claudia, da. Deci la noi Claudia nu se fie un băiat. Deci cu siguranță va trebui să... Da, Andy a zis că nu joacă în continuare. El a zis că și-ar dori, dar doctorul a spus. A? Eu sunt cu Asiana. Eu cu Rubi. Cum vreți. Tu, Remus? Eu n-am... Joacă cu mine un nou. Mai sunt și cei doi. Ce să mă bici, suntem doi, doi, să zice și doi. Suntem șase băieți. Da, da, suntem trei. Și dacă nu joacă unul, și dacă nu joacă unul, exact, n-are cum. Și fac parcă o să vrea să scoată unul dintre ei doi, că sunt odihniți, că asta știu ce zic. Așa și noi trebuie să-l păstrăm pe ăla în alt sens. Dar noi alegem azi un prim. Nu alegem azi. Mai bine juca Remus primul tur, ca să el să vadă cum e. Da. Oricum o să ne aleagă ei. Noi acum spunem cu cine vrem să jucăm cine și eu zic că primul meci sunt ei. Okay. Nu, știi. Aruncăm. Înțelegi, da. Voi ieșiți primii și vă alegeți. Voi două și Rubi cu exact. Deci echipele la fete sunt făcute deja. Echipa la fete sunt făcute, da. Păi pot să mă duc oricine, adică nu am... Noi, băieții noi să intre cu noi și așa putem și noi să vă urmărim de pe margini. Și altfel își dau feedback. Că mai făcut traseele, el știe deja. El știe. Voi nu știți. Dar cum vedem și în funcție de cum ne alegă... Mai vine un băiat nou, da. S-ar putea dacă ei aleg, s-ar putea să aleagă ei. Joacă 5 băieți și 4 fete. Aleg primii faimoși. Faimoși, aveți dreptul să vă alegeți primii adversarii. Vă rog. Remus. Ghiță și Remus. Albaștri. Raul. Cornel și Raul. Faimoși? Andrei. Mihai împotriva lui Andrei. Războinici? Rubi. Emma, în sfârșit împreună. Emma și Rubi. Adriana. Graziela. Graziela și Adriana. Războinici. Bogdan. Emanuel și Bogdan. Faimoși? Cristi. Cezar împotriva lui Cristi. Asiana. Lola împotriva Asianei. Automat, Elena și Carina. Acestea fiind zise, să înceapă duel.